Prefectul Sucevei, Florin Sinescu, a cerut din nou polițiștilor să trimită mai mulți oameni ai legii în zonele școlilor pentru a preîntâmpina producerea faptelor antisociale. Sinescu a precizat că prin prezența echipajelor de poliție în stradă, infractorii vor fi descurajați, iar situația va fi ținută sub control. Într-adevăr, au fost câteva probleme. Faptul că în anul 2012 am înregistrat la nivelul unităților școlare un număr de 37 de infracțiuni în zona unităților școlare și în unitățile școlare. În anul 2013, în urma bilanțului pe care l-am avut la inspectorul de poliție, am înregistrat o scădere a acestora, un număr de doar 26, din care 13 unități în unitățile școlare, iar 13 în jurul unităților școlare, față de anul 2012, unde au fost în cadrul școlilor un număr de 29 de asemenea evenimente. Și în continuare am solicitat prezența polițiștilor la începutul orelor și la sfârșit și în mod special acolo unde cursurile se desfășoară după amiază. Sperăm în acest climat de ordine și liniște publică, astfel încât toți copiii care vin și pleacă de la școală să ajungă în siguranță spre domiciliu.